Cum vă simțiți când auziți termenul de rămășiță? Vă simțiți bine sau nu? De ce Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul acesta de rămășiță în cadrul cuvântului său? Din ce cauză? A vrut să ne sperie? 1. A vrut să ne ferească de un soi de siguranță falsă? Sau a vrut să ne spună că El are de gând să rămână cu noi până la capăt și de ar rămâne doar unul? Care din aceste variante vi le-ați însușit? Care din ele? Haideți să vedem puțin. Cuvântul de rămășiță dă unora un complex de superioritate. Și știți că superioritatea poate să fie un complex. Când superioritatea ajunge să fie un complex, în momentul acela ea ne dă cel mai mult de lucru. Cu alte cuvinte, un om cu un complex de superioritate poate să fie manipulat foarte ușor, poate să fie mințit foarte ușor, poate să aibă problemele lui, frustrările lui. Nu e mare deosebire între complexul de inferioritate ca manifestare sau ca consecință, iertați-mă, ca și consecință, și complexul de inferioritate. Amândouă distrug, deși se manifestă diferit. Spre exemplu, Petru. Știți, Doamne, chiar dacă toți vor pleca, te vor vinde, eu o să fiu rămășița. Eu o să fiu rămășița. Bun. Rezultatul a fost sau a ținut de faptul că Petru nu se cunoștea pe sine. Ca urmare, a plecat și el împreună cu ceilalți. Nu-i destul să credem că facem parte din rămășiță și că îi privim pe ceilalți ca fiind nepregătiți. Nu-i destul lucrul acesta. Și complexele de superioritate nu ne ajută. Spre exemplu, ce ziceți, Biserica Adventistă de ziua 7-a este rămășița sau nu? Dacă biserica aceasta este rămășița, Biserica Adventistă de ziua 7-a, înseamnă că eu fac parte din rămășiță, corect? Și dacă eu fac parte din rămășiță, înseamnă că voi rezista până la capăt, e corect? Nu. Și iată, dintr-o dată, intrăm într-o problemă. Foarte mulți credem că dacă suntem aici și biserica aceasta a fost decretată de Dumnezeu ca fiind rămășiță, înseamnă că eu am un loc asigurat pentru cer. Și s-ar putea să ne înșelăm. Punctul numărul 2 pe care aș vrea să-l discutăm. Complexul de inferioritate. Cum ar putea rămășița să ne conducă la un complex de inferioritate? Păi, simplu. Câți ați mai rămas la biserică? Păi am mai rămas vreo 4. Aoleu, vă duceți și voi. Și când zic 4, mă refer la cei 4 tineri din Babilon. Și cu siguranță când au aflat ceilalți că sunt doar 4 acolo, au zis, aoleu, din toți tinerii care au plecat de la noi, din popor, din toți tinerii care au fost luați și duși la Babilon, au rămas câți? 4. E gata. E gata. Ce mai poți aștepta de la 4 tineri? Ce mai poți aștepta? Și Dumnezeu a întors un imperiu întreg pe dos prin 4 tineri. Prin 4 tineri. În același timp însă, Ilie fuge din fața Izabelei pe fondul acestei idei. Doamne, ce să fac? Nu mai văd pe nimeni, nu mai am un prieten, nu mai am pe umărul căruia să-i plâng, nu mai am cu cine să mă rog, am rămas singur și caută și mie să-mi ia viața. Și gata.
Observați complexul ăsta de inferioritate. Ce să facem? Doamne, nu mai pot să fac nimic. Dacă nici tunetele de pe Carmel nu întorc pe oamenii ăștia la Dumnezeu, ce se mai poate face? Și Dumnezeu îi spune, știi ce? Mai am 7.000. Acum am o problemă. De ce Ilie nu i-a văzut pe ăștia 7.000? De ce? Cornel spune, pentru că el credea că a rămas ultimul. Și cum să te mai uiți după alții dacă tu crezi că ești singur? Nu te mai uiți după alții. Posibil. Dar atunci apare o altă întrebare, Cornel, și anume, dar de ce nu i-a arătat Dumnezeu pe ăștia 7.000? Să zică Dumnezeu, uite, și ăla e cu tine, nu te speria, te rog frumos, și ăla e cu tine, și celălalt e cu mine, și n-au căzut toți, și uite să ți-i descoper eu. De ce n-a făcut Dumnezeu asta cu el? Fraților, era... Nu vi se pare că este etapa următoare? Cu alte cuvinte, nu vi se pare că Dumnezeu dorea să-i descopere lucrul ăsta dacă ar mai fi avut ce? Răbdare puțin. Dacă ar mai fi avut putere puțin. Dacă s-ar mai fi încrezut în Dumnezeu puțin mai mult. În cartea Profeți și Regi, ni se spune că lucrarea lui Ilie din punct de vedere al lui Dumnezeu nu era terminată. Dumnezeu mai avea planuri pentru Ilie. Însă în momentul acela Ilie a picat și s-a oprit acolo. Și Dumnezeu n-a putut să meargă mai departe cu el. Cu toate astea, uitați-vă bine, în 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 15, Domnul i-a zis lui Ilie, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc, când vei ajunge să ungi pe Hazael, împărat al Siriei, să ungi pe Iehul, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, Abel, din Abel Mehola, ca proroc al tău. Și așa mai departe. Ce începe Dumnezeu să facă aici? Ce începe Dumnezeu să facă aici? Vedeți? Noi poate că nu vedem lucrurile în felul acesta, pentru că ne gândim, domnule, dar ce legătură are Hazael ca împărat al Siriei? Ce legătură are cu Ilie? Ce legătură are cu lucrarea lui Dumnezeu? Ce legătură are Iehu, fiul lui Nimshi, care n-a fost un împărat foarte bun? Dar vă rog să observați că în lista aceasta intră și Elisei, care a fost prorocul imediat după Ilie. Și atunci, în momentul ăsta, Dumnezeu începe să-i arate lui Ilie oamenii prin care Dumnezeu era gata să-și facă lucrarea sa mai departe. Și numele ăsta îl surprind și pe Ilie și ne surprind și pe noi. Adică Dumnezeu spune, băi Ilie, nu vrei tu să te uiți puțin și la Damasc? Păi ce, Doamne, tu ai oamenii tăi și în Damasc? Și Dumnezeu zice, da, uită-te bine. Am oamenii mei și în Damasc. Și unde, o văduvă ceva, un om de rang inferior? Că așa m-ai trimis pe mine la o văduvă în Sarepta. Modestă, care nu mai avea nimic de mâncare. Ăștia sunt oamenii tăi. Și Dumnezeu spune, nu, nu, nu. Vreau să te trimit la Hazael, pentru că el va fi împăratul Siriei. Păi și cum? Va lucra pentru tine? Zice, da. Adică cum, Doamne, tu o să iei pe împăratul Siriei să facă lucrare? Da. Vezi, Ilie, dacă mai aveai răbdare puțin, dacă mai aveai puțin încredere în Dumnezeu, îți venea în ajutor cine? Hazael, împăratul Siriei. Și cine îți mai venea în ajutor? Iehu, viitorul împărat, îți venea în ajutor. Și ai fi fost împreună cu el.
Și ai încredere că până și Elisei, slujitorul tău, este un om cu care eu pot lucra. Cum vi se pare imaginea asta? Cum vi se pare? Puțin de tot mai stai în mâna lui Dumnezeu. Nu te prăbuși atunci când simți că nu mai poți. Nu te prăbuși atunci când simți că ai rămas singur. Chiar nu te prăbuși. Apucă-te de Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune: mai stai puțin, mai rezistă puțin. Și îți vor veni în ajutor oameni, lucruri, întâmplări la care nu te poți aștepta niciodată, care nu strec prin minte. Da, când crezi că e singur, apucă-te de Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu să te folosească chiar și atunci. Rămășița. Un alt gând la care aș vrea să vă conduc este faptul că rămășița se leagă de ideea de cernere. Deci rămășița și cernerea sunt legate la oaltă. Cu alte cuvinte, rămășița apare după cernere sau ca rezultat al cernerii. Gedeon pornește un război de eliberare a poporului Israel. Îl pornește la porunca cui? La porunca lui Dumnezeu. Sună cu trâmbița și se adună 32.000 de oameni care sunt gata să pornească eliberarea poporului. Și Dumnezeu spune: dacă vrei să biruiești, nu poți să biruiești cu atâția oameni. Adică cum, Doamne, vrei mai mulți? Că dușmanul era nisip. Ce te faci numai cu 32.000? Și spre surprinderea lui Gedeon, Dumnezeu zice: nu, sunt prea mulți. Zice: ia sună tu în tabără și spune-le așa: toți care vă temeți și vă este frică, întorceți-vă înapoi. Și vă amintiți, dumneavoastră știți asta. S-au întors cât? 22.000 de oameni au plecat. Înainte să trec mai departe, mă întreb: păi dacă ți-a fost frică, de ce ai venit să te lupți? Spuneți-mi mie, ce au căutat oamenii ăștia la oaste? Tremurând au venit să se lupte. Păi de ce? Ce motiv te poate pune în situația să lupți pentru Dumnezeu și ție să-ți fie frică sau rușine sau să te împiedice? De ce nu stai acasă, omule? De ce vii la biserică dacă și ți-e frică și ți-e rușine? Și... de ce vii? Puteți să-mi dați vreun argument prin care eu să înțeleg de ce au plecat oamenii ăștia de acasă și s-au dus la luptă? Poftiți? Mulțumesc. Cornel zice: cum să stai acasă când vezi că vecinul se duce la oaste? Te apucă rușine. Păi ce, eu sunt mai prejos? Mă duc și eu. Deci se pare că rușinea uneori este un argument mai puternic decât teama. Decât să-ți fie rușine, mai bine alegi să-ți fie teamă. Și te duci acolo că trebuie. Întrebarea mea este: de ce nu le-o fi fost rușine când au trebuit să plece? Că nu le-a mai fost rușine. Știți, atunci când te conduce gloata, atunci când gloata se întoarce, nu-ți mai este rușine să fii și tu printre ei. Că s-au întors câți?
22.000. Și în 22.000 nu se vede că ai plecat și tu. Asta este marea problemă a presiunii de grup. Mergem în Împărăția lui Dumnezeu cu gloata, mergem cu toții, că se... Intri în ceruri sau te duci la ceruri de rușine, că doar nu o să rămân eu aici. Mă duc și eu la cer cu ei. Și pe urmă, când vor pleca ei, plec și eu cu ei, că doar nu o să rămân aici eu de unul singur. Mergem mai departe și găsesc că Dumnezeu i-a zis, uite, și așa sunt prea mulți, rămăseseră vreo 10.000. Și așa e prea mult, sunt prea mulți. Ia du-te cu ei la pârâu și vezi cum beau apă fiecare. Vezi cum beau apă. Acum, eu cred că Duhul Sfânt efectiv a lucrat acolo. Cred că Duhul Sfânt a lucrat. Câți s-au dus la luptă prin puterea Duhului Sfânt? 300. Restul cum s-au dus la luptă? Nu le e teamă. Aveau niște nervi. Aveau niște nervi pe asupritorii lor că le luaseră și grâul, le luaseră și turme, le luaseră totul. S-au dus acolo să se răzbune pur și simplu. Aveau o mulțime de alte motive. Poate și patriotism și de toate. Dar nu îngenunchiaseră când plecaseră la bătălie. Nu îngenunchiaseră. Și se duseseră acolo convinși să-și dea viața. Erau oameni care își luaseră la revedere de la familie și ziseseră, eu nu mă mai întorc. Ori biruință, ori eu nu mă mai întorc acasă. Vă aduceți aminte de momentul acela când pe vremea lui Saul și a lui David se împărțiseră în două, o tabără era a lui Abner, cealaltă era a lui David și au scos fiecare câte 12 tineri să se lupte. Vă aduceți aminte? Sunteți cu mine? 12 tineri din stânga, 12 tineri din dreapta. S-a dat semnalul bătăliei, fiecare l-a apucat pe celălalt, i-a înfipt sabia în pântece și au căzut în același moment 24. S-au dus la bătălie nu să se apere, niciunul nu și-a apărat viața. S-au dus la bătălie ca să-l ucidă pe celălalt, atât. Nu l-a interesat altceva. E modalitatea în care Dumnezeu plănuiește lupta. Așa vrea Dumnezeu? Erau patrioți, erau hotărâți, erau gata să-și dea viața? Așa vrea Dumnezeu? Răspunsul e nu. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Nu. Dumnezeu vrea gloria numelui Său. Dumnezeu vrea să-L punem pe El la lucru. Și de asta Dumnezeu zice, treci cu ei la pârâu și vezi tu, uită-te puțin la ei și Duhul meu cel Sfânt îți va arăta ție exact cei care sunt potriviți pentru lupta mea, nu pentru lupta lor. Și elementul care stă la baza cernerii în situația asta este un element la care nu s-ar fi gândit niciunul dintre ei și nu ne trece prin minte nici nouă. Elementul a fost, cum bei apă înainte de bătălie? Cum să bea apă? Cum să bea apă? Oricum! Numai să bea apă. Răspunsul este nu. Nu. Dacă vrei să te califice Dumnezeu pentru lupta Lui, atunci orice amănunt contează. Până și cum ești înainte de bătălie contează. Până și cum te pleci să iei apa contează. Până când, până și poziția pe care o ai înainte de bătălie, procesele mentale care te pregătesc pentru aceasta contează. Adică cei ce luau apă cu mâna și sorbeau apă
uitându-se permanent la tabăra vrăjmașului, făcând planuri în mintea lor în legătură cu cum ar trebui să se procedeze pentru ca să se câștige bătălia. Ei, oamenii aceștia erau cu totul altfel pregătiți decât ceilalți care au zis, pentru 5 minute hai să uităm de bătălie, da? Să mâncăm și să bem, căci așa mâine vom muri. Sau după noi potopul. Și s-au plecat acolo și au băut și au mâncat și au zis gata. Nu, Dumnezeu nu procedează așa. Și mă tot gândesc. Gedeon, ce-ai fi gândit când din 10.000 atât de greu ai găsit câțiva oameni? Adică treci așa și lași în urmă sute. Și lași în urmă mii. Și zici așa, ăsta, unul. Doi. 300. I-a fost ușor lui Gedeon sau nu? Știi ce zice mai departe cuvântul lui Dumnezeu? Zice Gedeon în judecător 7:10. Dacă ți-e teamă cu ăștia 300, du-te în tabără, în tabăra vrăjmașă și ascultă ce se vorbește acolo. Și Gedeon s-a dus în tabăra vrăjmașă. De ce s-a dus? Poftiți? Pentru că era frică. Era teamă. Cum să te duci cu 300? Și pentru că era teamă, s-a coborât în tabăra respectivă și acolo a auzit visul acela. Și tâlcuirea care spunea, asta este sabia Domnului și a lui Gedeon care a dat pe Madian în mâinile lui. S-a întors înapoi și spune versetul, s-a dus înaintea celor 300 de oameni ai lui și a zis, Dumnezeu dă în mâna noastră pe Madian, e clar, gata, s-a dus orice urmă de teamă. Nu-i ușor să faci parte din rămășiță, dragii mei. Te apucă frica. Te apucă teama. Dar Dumnezeu îți va da asigurări de care ai nevoie, cum că locul tău acolo printre cei 300 este bine ales de Dumnezeu și acolo trebuie să fii și că Dumnezeu îți va da biruința chiar dacă în mod omenește este imposibil. Vreți să recapitulați împreună cu mine cam care a fost componența celor 32.000 de ostași de la început? Toată oasta de la început a fost formată din 22.000 de fricoși. Restul de 10.000 au fost ce fel de oameni? Curajoși. Poftiți? Curajoși, dar necalificați. Duhul Sfânt nu-i calificase. Pentru lupta lui Dumnezeu trebuie să te califice Duhul Sfânt. Deci 22.000 de fricoși, 10.000 de necalificați și 300 de aleși. Atât. Vreau să vă întreb, 300 din 32.000, ce procent e? Repede. Poftiți? Nu că nu sunt 300.000. Sunt 30.000. 1%. 1%. Eu nu vreau să spun că ăsta este procentul cu care lucrează Dumnezeu, nu. Dar vreau să vă spun că de data aceea, până acolo s-a ajuns, la 1%. De ce avem noi reflexele astea de astăzi în care spunem așa, să vină cât mai mulți, să fie grămadă mare? De ce? De ce ne interesează atât de mult numărul? De ce ne interesează statistica? De ce vrem să creștem? De ce? De unde vine gândul acesta? Să fie, frate, 32.000 ca să ne luptăm. Măcar atât, dacă nu cumva mai mult. Și când Dumnezeu spune, nu, va fi 300, atunci
ne apucă teama și frica și aproape că am vrea să ne întoarcem acasă printre 22.000. Și dacă rămânem, stau și mă întreb, rămânem printre cei 10.000, dar suntem calificați ca să rămânem printre 300? Sau nu? Da. Aud alte întrebări de tipul ăsta. Știți, s-au dat mesaje și mesaje acestei biserici. A primit biserica mesajul? Întrebarea aceasta mi-a fost pusă în ultima vreme de foarte multe ori. A primit biserica mesajul sau n-a primit? A primit sau nu? Fraților, întrebarea asta este o întrebare care lovește exact în conceptul de rămășiță și îl face praf. De ce? Păi hai să gândim împreună. Cum ați răspunde la această întrebare? Dumneavoastră spuneți, a primit biserica mesajul. Păi dacă a primit biserica mesajul, de ce mai vorbim de rămășiță? Că dacă biserica a primit mesajul, înseamnă că toată biserica va intra în cer. Va fi mântuită. Și asta distruge pur și simplu ideea de rămășiță, pentru că Dumnezeu vorbește despre ideea că vor rămâne la urmă, după cernere, se va ridica un mare nor de neghină și va rămâne creul, care e rămășiță. Deci putem să spunem că biserica a primit mesajul. Dacă mă gândesc la ideea de rămășiță, nu pot să spun că biserica a primit mesajul. Bun. Atunci să presupunem că biserica n-a primit mesajul. Varianta cealaltă. Păi rămășiță unde mai e? Că dacă biserica n-a primit mesajul, rămășița e din biserică. Și atunci, dacă n-a primit mesajul, înseamnă că nu mai e nici rămășiță. Biserica e, este, ziceți. Cum se zice? Biserica e Babilon. Și ea trebuie să fie lepădată. Și atunci vă rog să observați. Întrebarea aia, a primit biserica mesajul, este o întrebare care n-ar trebuie să se pună niciodată, în nicio situație, pentru că oricum răspunzi la ea, pierzi ideea de rămășiță. Și atunci cum ar trebui să se răspundă? Ar trebui să se răspundă cu modestie. Dumnezeu a adresat o solie bisericii. Și acum, spuneți mai departe. Și acum eu sunt acela care hotărăsc dacă o primesc sau nu. Eu. Nu altcineva. Nu grosomodo, nu grămadă. Nu, eu. O primesc? Sau nu primesc? Vreți să deschideți cu mine Scriptura acum, după pasajele biblice pe care le-am amintit, să deschidem Scriptura așa, să citim textul acela frumos din Apocalipsa 12. Apocalipsa 12 cu 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cine e rămășița? Definiți-o. În primul rând se spune așa, rămășița este în război. E corect? E corect, zice că s-a dus să facă război cu rămășița. Deci rămășița se află în război cu balaurul. Ea este atacată, ea este urmărită, ea este sub presiune. Doi. Păzește poruncile lui Dumnezeu?
Fraților, aveți grijă, sau să avem grijă împreună, nu păzesc sabatul doar. Da? Nu păzesc sabatul doar. Să ne ferească Dumnezeu, am mai spus-o și o repet, să ne ferească Dumnezeu de sâmbătari care calcă alte porunci. Da? Sâmbătari mincinoși. De ce? De ce așa? Hoți. De ce așa? Adică acoperă puțin faptul că cineva ține sabatul, faptul că el calcă porunca a opta, a noua. Acoperă sabatul așa ceva? În foarte multe situații aici este o capcană teribilă. Oamenii au zis, dacă eu țin sabatul, îi destul. E că mai mint eu pe aici, pe colo. Nu știu cum să spun. Minciuna este privită de noi ca fiind acceptabilă. Păcățel mic. În realitate, tocmai datorită faptului că am acceptat-o, a devenit așa de mare, încât este o plagă care acoperă foarte mult creștinismul astăzi. Foarte mult creștinismul astăzi. Aș vrea să vă aduc aminte doar că păgânismul a fost multă vreme identificat prin minciună. Un păgân nu te putea încrede în el. Un creștin era acela care își ținea cuvântul. Da, al vostru să fie da și nu, nu. Adică în povestea tata. Puțin mai sus de localitatea unde am trăit, cum am născut eu, dincolo de Bumbești Jiu, pe Valea Jiului, era granița cu Austro-Ungaria. Noi eram la graniță pe vremea aceea. Și cei din Bumbești, bumbeștenii și alții, urcau vitele în plai, la munte, și le duceau pe graniță. Și acolo veneau cei din Austro-Ungaria. Și cei din Bumbești vindeau vite, iar ceilalți aduceau bani. Și se întâmpla nu odată ca respectivul să n-aibă bani destui. Și nu se cunoșteau. Se ziceau, n-am bani acum. Dă vitele încoace și ți-aduc banii data viitoare. Lucrurile de felul ăsta se întâmplau în creștinism. În creștinism. Mai aveți curajul azi să faceți așa ceva? Mai dureros. Mai aveți curajul să faceți asta în biserica dumneavoastră? Adică între doi adventiști? Știi sigur că îți va da banii înapoi? Te îndoiești? De asta cuvântul spune, păzeau poruncile lui Dumnezeu. Că faptul că ții o poruncă nu acoperă absolut deloc călcarea alteia și textul spune, dacă calci una, le faci praf pe toate. Rămășiță? Rămășiță. Așa arată rămășița. Din asta apare forța rămășiței. Și spune mai departe, mărturia lui Iisus Hristos. Țin mărturia lui Hristos. În capitolul 19 cu versetul 10, știți textul acesta. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Cu alte cuvinte, când vorbim despre Duhul prorociei, la ce ne referim? Ne referim la faptul că Dumnezeu își transmite poruncile sale, comenzile sale, în mod direct și viu poporului său,
Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Și ceea ce Duhul Sfânt a inspirat în vechime în cuvântul lui Dumnezeu, este continuat și împlinit și desăvârșit în viața mea prin același Duh Sfânt. Iar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus Hristos, mărturia Lui, credința Lui, sunt împlinite prin puterea aceasta care califică pe cei 300 de oameni ai lui Gedeon. Pentru că cei 300 de oameni ai lui Gedeon au fost calificați prin lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Face sens? Ieșeam din evul mediu. Ieșeam din evul mediu. Biserica se închina la oamenii morți și credea că oamenii morți mijlocesc pentru ea înaintea lui Dumnezeu. Îi ridicase la rangul de mijlocitori. Biserica credea că dacă a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ar putea să-L îmbuneze pe Dumnezeu cu dolari. Bineînțeles, pe vremea aia nu erau dolari, da? Cu bani. Și dădeau bani cât puteau să scape de ce? Să scape de ce? De iad și de purgatoriu. Să stea mai puțin în iad. Și plăteau oamenii de se nenoroceau. În religia egipteană, care avea de face cu morții, un om normal, de rând, muncea o viață întreagă pentru ca să reușească să-și adune niște lucruri cu care era îngropat la moarte. Adică să le ia cu el în partea aialaltă. El zice așa, aici trăiesc vreo 60 de ani, dar în partea aialaltă cât o să pătimesc? Bă, nu se știe. Măcar să iau și cu mine ceva, un pahar cu aur, nu știu ce, și își punea deoparte și la moarte lua cu el castronul cu aur. Sau de aur. Și era îngropat așa. Ma, vă rog să observați, nu diferea foarte mult concepția egipteană de concepția așa zis creștină, care spunea, plătesc oricât numai să meargă și mie bine pe lumea aia la altă. Și așa, mergeam cu pomeni și cu de toate, ca până în ziua de astăzi, dar în sfârșit. Și am ieșit de acolo, din situația respectivă, prin ceea ce s-a numit reformă. Și reforma ce a fost? Că reforma n-a venit de la vreun filozof. Reforma n-a venit dintr-o gândire foarte complicată a unui politician. Nici din administrația pe care a vrut să o facă biserica. Nu, n-a venit de acolo. Dar de unde a venit reforma? Poftiți? Din cuvântul lui Dumnezeu. Luther n-a făcut altceva decât a citit cuvântul ăsta și a zis, dați cuvântul la oameni. Dați-l la oameni. Și dacă veți da cuvântul la oameni, în timp ce eu stau aici, spunea el, cuvântul lui Dumnezeu va lucra în toată Germania. S-a întâmplat asta în Germania, s-a întâmplat după aceea asta în Anglia, s-a întâmplat în toată Europa. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat. Reforma a fost datorită cuvântului lui Dumnezeu. Care a fost soluția lui Dumnezeu pentru biserica medievală? Poftiți? Cuvântul. Apoi, n-a mai trecut mult și biserica s-a oprit. Au înțeles ceva din cuvântul lui Dumnezeu și s-a blocat la nivelul respectiv. Cunoașteți istoria. După anii 1840, a existat un grup de oameni care s-a întors din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întors să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu datorită unui eveniment foarte ciudat. Îl așteptaseră să vină pe Iisus Hristos și n-a venit. Și ca urmare, s-a întors să studieze cuvântul lui Dumnezeu datorită faptului că au zis așa, undeva creștinismul nostru greșește, ceva nu pricepe, ceva nu înțelege. Și au început să studieze cuvântul acesta încă o dată de la capăt până la sfârșit în ideea să vadă dacă greșesc ceva. Și atunci au descoperit că
Reforma nu mersese până la capăt. Atunci au înțeles porunca patra, ținerea sabatului, sanctuarul, judecata lui Dumnezeu. O nouă viziune din punct de vedere profetic. O nouă viziune. De asta, până la urmă, Apocalips, capitolul 12, spune despre această putere a rămășiței care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos, în sensul că reușește să-L înțeleagă pe Dumnezeu și gândirea lui Dumnezeu în întregime. Se întâmplă lucrul acesta, așa cum știți, în anii 1850-60. Și apoi, biserica asta, grupul ăsta de oameni, care se intitulează ca fiind rămășița. De ce s-au intitulat ei ca fiind rămășița? Pentru că au crezut că ei țin poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Grupul ăsta de oameni care merg așa, i-au zis, noi așteptăm să vină Iisus Hristos în orice moment. Suntem gata. Și în timp ce ei spuneau despre ei că sunt gata, cuvântul lui Dumnezeu se apropie de ei și le spune, pentru că zici că ești bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Păi cum e, fraților, treaba asta? Păi ori avem, ori n-avem. Înțelegeți? Ori ținem mărturia lui Iisus Hristos și cele 10 porunci, ori nu le ținem. Ce se întâmplă cu noi? Și Dumnezeu spune un lucru interesant. Pentru că zici, din punct de vedere al cunoașterii, știi, cunoști, n-ai nicio problemă. Dar nu știi cât de ticălos ești. Și atunci, ce mai faci cu poporul ăsta? Știți, cu biserica medievală ai reformat-o. După aceea, protestantismul ai rezolvat prin faptul că ai mers mai departe în dorința de a înțelege sfințenie, ai descoperit sabatul, spun încă o dată, sanctuarul și așa mai departe. Dar după ce le ai pe toate și tot ticălos ești, ce mai ai de făcut? Poftiți? Altă reformă? Păi vă rog să observați că reforma se face întotdeauna pe bază de cuvânt. Adică, ce ar mai trebui să descoperim din cuvântul ăsta pe care nu-l știm? Și foarte multă lume crede că noi suntem așa din cauza că ar mai trebui să învățăm ceva. În realitate, cuvântul lui Dumnezeu zice, pentru că zici și știi că le ai pe toate. Încă o dată, ce mai faci cu poporul ăsta? Ce soluție ai? Redeșteptare? Păi cum să-l mai redeștepți, frate? Că fiecare redeșteptare se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Toate vin prin cuvânt. Și reforma și redeșteptarea vin prin cuvânt. Și aici apare momentul ăsta dureros. Singura soluție a lui Dumnezeu este cernerea. Că de știut știi, învățătura o ai. Urmează zguduirea și cernerea. E soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu va câștiga bătălia cu 300 de oameni cernuți, după ce fricoșii au plecat, după ce cei necalificați au fost îndepărtați, au rămas 300 de oameni care n-au știut cu nimic în plus față de cei 22.000. N-au știut nimic în plus față de cei 10.000. Și în ce s-au diferențiat? Spuneți-mi. Au lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu să se aplice în viața lor. Iar cernerea se face în funcție de aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Aș vrea să închei această meditație citind câteva gânduri. Câteva citate
inspirate, în care s-ar putea să conteze. Review and Herald, 27 noiembrie 1889. În timp ce păcătoșii din Sion vor fi îndepărtați prin cernere, înțelegem, da? Păcătoșii vor fi îndepărtați prin cernere, pleava va fi separată de grâul prețios. Aceasta este o agonie teribilă, dar ea trebuie să aibă loc. Nu-i deloc ușor. E dureros. Dar reforma a fost. Trezirea. Am fost chemați la trezire. Avem toate mijloacele pentru a face parte din cei 300. Toate mijloacele le avem. Și dacă în momentul acesta nu ne ridicăm pentru a face față, pentru a face parte din aleșii lui Dumnezeu, din calificații lui Dumnezeu, problema e la mine. Nu e la mesaj, nu e în altă parte. Nu, Dumnezeu nu mai are ce să ne spună în plus. Asta e marea problemă. Dacă nici așa nu se întâmplă, atunci ce ne mai poate face Dumnezeu? Numai cei ce au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor se vor număra printre cei loiali și devotați, fără vreo pată a păcatului, fără minciună în gură. Aceia din rândul rămășiței care își purifică sufletul prin ascultarea de adevăr, strâng putere din acest proces de încercare, manifestând frumusețea sfințeniei în mijlocul apostaziei care îi înconjoară. Încă un gând din tragedia veacurilor 608 este cunoscut. Când furtuna se apropie, foarte mulți credincioși care și-au declarat credința în mesajul îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile vrăjmașului. Acum, întrebarea mea este, rămășiță, vor fi puțini sau mulți? Puțini sau mulți? Ia uitați-vă puțin cu mine la cei puțini. Apocalipsa 7. Am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. După aceea urmează scena sigilării. Nu vă tămați pământul, nici marea, până nu voi pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Astea sunt pecetluiții. Versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Sunt puțini sau mulți? Lăsați-i pe Dumnezeu să-l adune, să-i adune. Și când îi va aduna El, îi va aduna din Damasc, îi va aduna de pe tot pământul și ceea ce va prezenta Dumnezeu va fi dincolo de înțelegerea noastră. Dincolo de înțelegerea noastră. Noi vom vedea că am rămas singuri. Noi vom vedea că a rămas 300. Când îi va chema Dumnezeu, se vor ridica mulți. N-ar trebui să mă intereseze numărul pe mine. Lăsați-l pe Dumnezeu să-l intereseze numărul. Pentru că zice acolo, până se va împlini numărul fraților voștri. Pe cine le interesează numărul? Pe Dumnezeu. Dumnezeu are numărul. Dumnezeu știe până când. Dumnezeu știe până unde. Nu eu. Citeți mai departe. În orașele și națiunile lumii se va găsi printre necredincioși o rămășiță care va aprecia cuvântul binecuvântat, care îl va accepta pe Mântuitorul. O rămășiță în orașele lumii. Lumea se pregătește pentru ultimul mare conflict.
națiuni ridicându-se împotriva altor națiuni. Cei mai mulți dintre oameni iau poziție împotriva lui Dumnezeu. Însă, în fiecare secol, Domnul Iisus și-a avut martorii săi. O rămășiță care s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi există pretutindeni oameni care sunt în strânsă comuniune cu Dumnezeu. Un torent vital de influență îi conduce la lumină, iar când se vor confrunta cu întrebarea cine este de partea Domnului, vor lua poziție de partea sa. Vreau să vă întreb, ce rol are această biserică, ce se numește și ea Biserica Rămășiței? Dacă există rămășiță în altă parte, ce rost are biserica asta? N-ar putea Dumnezeu să îi ia pe cei ce sunt ai Lui din fiecare parte fără amestecul acestei biserici? Nu se poate? Profeți și regi, pagina 188-189. Printre locuitorii pământului răspândiți în toate țările sunt unii care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului care apar numai noaptea, acești credincioși vor străluci atunci când întunericul va acoperi pământul și negură mare popoarele. Fiți atenți! În Africa păgână, în țările catolice din Europa, din America de Sud, în China, în India, pe insulele mării și în toate colțurile întunecate ale pământului, Dumnezeu a păstrat un firmament de oameni aleși care vor străluci în mijlocul întunericului, dezvăluind clar lumii apostate puterea transformatoare a ascultării de legea sa. Vă rog să observați aici, India, China, țările catolice și așa mai departe vor recunoaște legea lui Dumnezeu. Zice aici, vor recunoaște puterea transformatoare a ascultării de legea lui Dumnezeu. Care e rostul tău și rostul meu? Dumnezeu spune, mai am și alte oi pe care le voi aduce unde? În staulul acesta, spune Domnul Iisus Hristos. Există o mișcare de atracție, de centralizare, de salvare. Tu și cu mine ce rost avem? Pentru că timpul e târziu, luați, vă rog, Apocalips 14 și vedeți ce face Biserica Rămășiței. Și o veți vedea mergând prin mijlocul cerului, adunând oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi are și care sunt scumpi pentru El, prezentându-le acest adevăr extraordinar. O biserică cernută, o biserică curată, își va împlini mandatul pe care Dumnezeu i l-a dat. Rămășița, cuvântul ăsta te avantajează sau te dezavantajează? Vă dați seama că în cadrul acestui concept de rămășiță, Dumnezeu te-a pus pe tine și pe mine să mergem pe urma îngerilor, luminând pământul întreg. Nu la periferie, ci prin mijlocul cerului. Nu undeva uitați de lume, ci văzuți de tot pământul. Nu în coada lumii, ci în fruntea ei. Dumnezeu să ne miște, să ne ocupăm locul pentru care ne-a chemat. Amin. Ne închinăm, Părinte, încă o dată viața înaintea ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat făgăduința că vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Că vei fi cu noi în cuptorul de foc al încercărilor. Că vei fi cu noi în suferință,
că vei fi cu noi atunci când ni se pare că am rămas singuri, că vei fi cu noi în luptele vieții. Doamne, păstrează-ne răbdarea. Ferește-ne de vreo cădere, Doamne, și ajută-ne să rămânem în mâna Ta până atunci când ne vei arăta Tu pe cei 7.000 pe care îi mai ai. Pentru că în felul acesta, Doamne, fiecare dintre noi să facem parte din rămășița pe care o vei culege la venirea Ta. Și dacă, Doamne, ne-ai dat tot ceea ce aveam nevoie ca să știm, ajută-ne, Părinte, să și înfăptuim tot ceea ce știm că e bine. Ferește-ne de păcatele mici care au ajuns să ne țină în stăpânire. Eliberează-ne, Doamne, și dă-ne neprihănirea Ta. Pentru că în felul acesta, rugându-ne unii pentru alții, lucrând unii pentru alții, să rămânem cu Tine prin toate încercările care vor veni. Doamne, nu este nimic în plus care să ne facă curați decât cuvântul Tău. Și ni l-ai dat. Ajută-ne să se împlinească în viața noastră și să devenim curați datorită Lui. Să devenim neclintiți în sfințenia și în neprihănirea Ta. Fă ca tinerii acestei biserici să fie fericiți că au această perspectivă. Bătrânii să fie mulțumiți că au dus o astfel de viață. Cei ce încă duc luptele vieții să-ți mulțumească pentru biruința pe care ne-o dai la fiecare pas prin Duhul Tău cel Sfânt. Rămâi, Doamne, cu noi. Amin. Amin.